Bună ziua și Hristos a înviat, stimați colegi! Mă bucur să ne revedem astăzi. Bine ați venit după sărbătorile pascale. Vă doresc și eu ca aceste sărbători să ne aducă speranță și să conviețuim în liniște și cu gânduri de bine pentru cei din jurul nostru. Consiliul Județean a fost legal convocat prin dispoziția numărul 145 din 19.04.2022 a președintelui Consiliului Județean Bacău, comunicată în termenul prevăzut de lege consilierilor. La ședință din totalul de 36 de consilieri județeni în funcție, sunt prezenți 33 în sală și 3 sunt online. Având în vedere proiectul ordine de zi, la ședință participă domnul rector Carol Șnacovski, rectorul Universității Vasile Alexandri Bacău. De asemenea, a fost invitat și domnul director Cristian Codreanu, director de GSPC, și doamna director Ardeleanu Lenuța, director SPJD, precum și aparatul de specialitate din cadrul Consiliului Județean. Pentru ședința de astăzi, proiectul ordine de zi este următorul. Aprobarea procesului verbal a ședinței extraordinare din data de 06.04.2022. 2. Proiect de hotărâre privind darea în administrare către Consiliul Local al Comunei Sascut a unui sector de drum județean DJ119A de la kilometru 12 plus 846 până la kilometru 12 plus 933 situat pe raza administrativă teritorială a Comunei Sascut. 3. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la hotărârea numărul 148 din 29.09.2021 privind darea de administrare către Consiliul Local al Comunei Hemiuș a unui sector din drumul județean DJ119B de la kilometru 19 plus 155 până la kilometru 25 plus 018 situat pe raza administrativ-teritorială a Comunei Hemiuș. 4. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcții pentru aparatul de specialitate a Consiliului Județean Bacău, aprobat prin hotărârea Consiliului Județean Bacău numărul 145/2021 cu modificările ulterioare. 5. Proiect de hotărâre privind stabilirea costurilor medii anuale lunare pentru finanțarea serviciilor sociale destinate protecției și promovării drepturilor copilului și a persoanei adulte cu handicap pentru anul 2022. 6. Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii numărul 66/2803/2022 privind aprobarea asocierii între județul Bacău și comuna Corbasca în vederea realizării în comun a lucrărilor de investiții pentru remediere zid de sprijin pe DE 12044 plus DE 1372 km 2460 2 plus 435. 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii județului Bacău cu unitățile administrativ-teritoriale din județ în vederea finanțării activității de protecție de tip rezidențial a persoanei cu handicap. 8. Proiect de hotărâre privind trecerea unui imobil teren din domeniul public al județului Bacău în domeniul public al orașului Buhuș. 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea demarării procedurilor privind încheierea unui spațiu în suprafață de 3 metri pătrați, aparținând domeniului public al județului Bacău, aflat în administrarea complexului muzeal Iulian Antonescu Bacău. 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului de transport public de persoane prin servicii regulate în trafic județean pentru perioada 1.1.2023-31.12.2032. 11. Proiect de hotărâre privind plata cotizației Consiliului Județean Bacău către Asociația Directorilor Economici și Contabililor din județele din România pentru anul 2022. 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție bugetară pe trimestru 1-2022 a județului Bacău. 13. Proiect de hotărâre privind asocierea județului Bacău cu Universitatea Vasile Alexandri din Bacău pentru organizarea și desfășurarea proiectului Conferința Internațională OPROTEC 2022, organizată cu prilejul aniversării a 46 de ani de învățământ tehnic superior în Universitatea Vasile Alexandri din Bacău.
14. Proiect de hotărâre privind modificarea tarifului pentru colectarea și transportul deșeurilor reciclabile de la populație, operatori economici și instituții publice și pentru aprobarea actului adițional numărul 5 la contractul de delegare a gestiunii serviciilor de colectare și transport deșeuri municipale în județul Bacău, numărul 180/2957 din 06/05/2015. 15. Proiect de hotărâre privind stabilirea mandatului special al reprezentantului legal al județului Bacău în adunarea generală ordinară a acționarilor SECE, Compania Regională de Apă Bacău, s-a convocată pentru data de 16 mai 2022, ora 15. 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru realizarea obiectivelor de investiții, reparații capitale, clădire C3 cu destinație depozit materiale, strada George Bacovia, numărul 57, municipiul Bacău. Și mai avem la diverse, dar după ce o să trec pe ordinea de zi, suplimentarea ordinei de zi cu un alt proiect, proiect de hotărâre supus consultării și nu dezbaterii și aprobării, nu dezbaterii și aprobării, ședința din data de 28.04.2022. Aici cu o mică rectificare, chiar aș vrea să avem puncte de vedere pe acest proiect, de asta nu l-am supus aprobării, nu-l trec spre aprobare, ținând cont că este un obiectiv extrem de important pentru județul Bacău și municipiul Bacău, am supus cunoașterii noastre acestui proiect și a explicării clare de ce este necesar trecerea din domeniul public al municipiului Bacău în domeniul public al județului Bacău. Supun la vot proiectul ordinei de zi. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Vă mulțumesc. Proiectul ordinei de zi a fost aprobat. De asemenea, supun la vot în conformitate cu prevederile articolului 135, aliniatul 8, din codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, suplimentarea ordinii de zi cu următorul proiect. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de cetățean de onoare a județului Bacău, domnului Ioan Procopie, colonel în retragere, erou și veteran de război. Supun la vot suplimentarea ordinii de zi. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Vă mulțumesc. Suplimentarea ordinii de zi a fost aprobată. Ca atare, la punctul 1, am să dau cuvântul domnului director Ciprian Bogea pentru a supune spre aprobare procesul verbal la ședința extraordinară convocată din data de 06.04 din 2022. Vă rog. Vă mulțumesc, domnule președinte. Conform articolul 182 alineatul 4, coroborat cu articolul 138 alineatul 15 din codul administrativ, cu modificările ulterioare, la începutul fiecărei ședințe, Spitalul General al Unității Teritoriale supune spre aprobare procesul verbal al ședinței anterioare. Ținând cont de aceste reglementare, supune spre aprobare procesul verbal al ședinței extraordinare convocată din data de 6.04.2022. Deci supun la vot procesul verbal. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Se abține cineva? Vă mulțumesc. Procesul verbal a fost aprobat în forma prezentată. De asemenea, în continuare, o să dau cuvântul domnului director pentru a prezenta reglementările legale din codul administrativ cu modificările și completările ulterioare referitoare la conflictul de interese. Vă rog, domnul director. Mulțumesc, domnule președinte. În aplicarea articolului 243 aliniatul litera N din codul administrativ, informez Consiliul Județean, privind la aplicabilitatea articolului 228 aliniatele 2, 3, 4 și 5 din codul administrativ, care reglementează faptul că în exercitarea funcției, consilierul județean aflat într-una din situații de conflict de interese are obligația să anunțe la începutul ședinței Consiliului Județean interesul personal pe care îl are la adoptarea hotărârii respective, anunț care se consemnează obligatoriu în cursul verbal al ședinței. Ulterior anunțării interesului personal, consilierul județean nu mai este luat în calcul pentru guvernul necesar adoptării hotărârii Consiliului, la care și-a anunțat interesul și nu are drept de vot
la adoptarea acesteia. De asemenea, actele administrative, emise sau adoptate, respectiv actele juridice încheiate cu încălcarea reglementărilor antereferite, sunt lovite în date absolută în condiții legii 176/2010 cu modificările și căutările ulterioare. Vă rog să vă... Da, domnul vicepreședinte. Nu voi participa la vot la punctul 10 de pe ordine de zi. Mulțumesc. Da, domnul consilier județean Gavriliu. Dacă mai sunt alte incompatibilități posibile de anunțat. Dacă nu sunt, trecem la punctul 2 de pe ordine de zi. Se prezintă proiectul de hotărâre privind darea în administrare către Consiliul Local al Comunei Sascut a unui sector de drum din drumul județean DJ119A de la kilometru 12 plus 846 până la kilometru 12 plus 933 situat pe raza administrativ-teritorială a Comunei Sascut. Dacă avem avizele de la Comisie, da, sunt favorabile. Ca atare, dacă nu sunt intervenții pe acest proiect, supun la vot proiectul de hotărâre în forma cum v-a fost prezentat. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? În unanimitate, proiectul de hotărâre a fost aprobat. Dacă avem și pe online rezultatul, sper că nu... În regulă. La punctul 3 din ordinea de zi se prezintă referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind modificarea anexei la hotărârea numărul 148/2909/2021 privind darea în administrare către Consiliul Local al Comunei Hemeiuș a unui sector de drum din drumul județean DJ119B de la kilometru 19 plus 155 până la kilometru 25 plus 018 situat pe raza administrativ-teritorială a Comunei Hemeiuș. Avem avizele de la comisii favorabile. Vă mulțumesc. Dacă nu sunt intervenții pe acest proiect, supun la vot proiectul de hotărâre așa cum v-a fost prezentat. Cine este pentru? Voturi împotrivă, abțineri. Avem și online. N-am înțeles. Sunt două voturi pentru. Domnul Bădreanu nu l-a votat. A reușit să voteze și domnul Pădureanu? S-a terminat sesiunea de vot? Nu. M-a anunțat că se termină ca să... Da. Vă mulțumesc. Deci, în unanimitate, proiectul de hotărâre a fost aprobat în forma prezentată. Trecem la punctul 4 de pe ordinea de zi. Se prezintă proiectul de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcții pentru aparatul de specialitate a Consiliului Județean Bacău, aprobat prin hotărârea Consiliului Județean Bacău numărul 145/2021 cu modificările ulterioare. Avem avizul comisiilor? Da? Dacă nu sunt intervenții pe acest proiect, supun spre aprobare proiectul de hotărâre așa cum v-a fost prezentat. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Vă mulțumesc, proiectul de hotărâre a fost aprobat. Dacă... Au fost desimate trei voturi. Deci în unanimitate. Mulțumesc. Trecem la punctul 5 de pe ordinea de zi. Se prezintă proiectul de hotărâre privind stabilirea costurilor medii anuale, lunare, pentru finanțarea serviciilor sociale
destinate protecției și promovării drepturilor copilului și a persoanei adulte cu handicap pentru anul 2022. Dacă avem avizele comisiei, sunt favorabile. Dacă nu sunt intervenții pe acest proiect, supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Avem și finalul de online? În unanimitate a fost aprobat proiectul de hotărâre. Vă mulțumesc! La punctul 6 de pe ordinea de zi se prezintă proiectul de hotărâre privind modificarea hotărârii numărul 66/2803/2022 privind aprobarea asocierii între județul Bacău și Comuna Corbasca în vederea realizării în comun a lucrărilor de investiții privind remediere zid de sprijin pe DIE 12.044 cu DIE 13.072 km2+460 km2+435. Avem avizele de la comisie? Favorabile. Deci aici e vorba, noi am mai votat odată acest proiect, doar că a fost o eroare de formă referitor la titlu, dacă nu mă înșel. Ca atare, supun proiectul de hotărâre în forma în care v-a fost prezentată. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Vă mulțumesc! În unanimitate, proiectul de hotărâre a fost adoptat. La punctul 7 de pe ordinea de zi se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea asocierii județului Bacău cu unitățile administrativ-teritoriale din județ în vederea finanțării activităților de protecție de tip rezidențial a persoanei cu handicap. Avem avizele de la comisie, sunt favorabile? Dacă nu sunt intervenții pe acest proiect, supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Doamna Coșa, ați votat pentru? Abțineri? Nu. Vă mulțumesc, proiectul de hotărâre a fost aprobat. La punctul 8 de pe ordinea de zi se prezintă proiectul de hotărâre privind trecerea unui imobil teren din domeniul public al județului Bacău în domeniul public al orașului Buhuș. Avem aviz favorabil. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate. La punctul 9 de pe ordinea de zi se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea demarării procedurilor privind închirierea unui spațiu în suprafață de 3 metri pătrați aparținând domeniului public al județului Bacău, aflat în administrarea complexului muzeal Iulian Antonescu Bacău. Avem voturile, avizele. Vă mulțumesc. Supun la... Da, vă rog. Am aprobat ședințele trecute un program de investiții la complexul muzeal. Urmează finanțarea, înțeles, pe fonduri. Și-a trebuit o prevedere acolo în cazul în care se intră în investiția acolo, cu contractul de închiriere prevăzut această sarcină. În momentul în care se intră investiții, nu mai poate funcționa pe perioada de se lucrează acolo. Domnul consilier, eu să vă răspund eu direct ca să nu... Nu există nicio problemă din punctul ăsta de vedere, având în vedere faptul că noi suntem în faza de proiectare acum, pe de o parte, pe de altă parte, domnul Necula, dacă doreți să interveniți, să-mi spuneți. Nu, ascult cu interes, mai ales că întrebarea a fost foarte bună. Da, felicitări pentru... și în momentul când se va declanșa și se va semna contractul referitor la execuția acestei investiții, acestui obiectiv, se va avea în vedere. Cei 3 metri pătrați, ca să fim mai expliciți, că probabil nu s-a citit, ținând cont că întrebarea a fost bună, se referă la antenele
care stau pe acea clădire. Poftim? Și echipamentele specifice. Ca atare, știm foarte bine că este o formalitate și nu reprezintă o mare problemă de drept, să zic așa. Deci, supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Vă mulțumesc. Proiectul de hotărâre a fost aprobat în forma în care v-a fost prezentat. La punctul 10 de pe ordinea de zi se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea programului de transport public de persoane prin servicii regulate în trafic județean pentru perioada 1.1.2023, 31.12.2032. Dacă avem avizele? Da. Aici am să fac o scurtă prezentare, să știți că la acest program s-a muncit extrem de mult de către aparatul de specialitate. Am organizat și o dezbatere publică în care majoritatea celor care participă la acest sau sunt cei care sunt operatori, precum și primarii care sunt beneficiari acestui transport public județean și-au exprimat punctele de vedere. Eu cred că a ieșit un program de transport extrem de bine articulat, care a ținut cont de toate observațiile în măsura în care au fost și pertinente. Ca atare vreau pe această cale să felicit aparatul de specialitate pentru întreaga activitate. Vă garantez că cei de la transport public, de la serviciul de transport, coordonat de doamna director Gireadă, s-au deplasat la nivelul fiecarei localități să verifice aceste trasee. Dacă sunt intervenții, vă rog, domnul consilier județean. Da, mulțumesc, domnule președinte. Domnule președinte, dragi colegi, sunt de acord cu ce spune domnul președinte, că s-a muncit mult. Știu, este un, să zicem așa, o activitate destul de laborioasă să poți să armonizezi pe toate comunele, nu știu, toate traseele. Dar la mine au ajuns niște informații că la Cleja, Vizică, Lugăr, așa mai departe, mai sunt câteva comune. Există nemulțumiri din partea cetățenilor în privința programului. Au chiar și o petiție. Puteți să confirmați sau nu, dar așa mi s-a spus. Nu e problemă, am primit. Da. În acest sens, eu vă solicit o amânare a acestui punct. Putem să facem mâine, păi mâine, eu știu cât de repede avem și o poziție pertinentă referitor dacă există acel memoriu și respectiv la acele localități și să facem o ședință de îndată, să ne spunem, să zicem așa, mai înțelept poziția față de acest proiect. Vă mulțumesc! Nu, nu e nicio problemă. Dar să nu mai facem o ședință de întată. Nu vreți să vă răspund acum? Spuneți-mi care este... imediat vă dau cuvântul domnului Nechita. Spuneți-mi care este petiția. Noi am răspuns la toate petițiile depuse în termen. Orice revenire la acest program nu mai poate fi făcut decât prin supunerea încă o dată în dezbatere publică și reluarea acelui procedeu care a fost extrem, extrem de laborios. Vă aduc la cunoștință că noi până pe data de 31 decembrie anul curent va trebui să închidem total acest contract. Ca atare nu ne putem permite nicio întârziere. Tocmai de asta am respectat toți pașii, am luat în calcul toate petițiile, tot ce a fost, să zic așa, pertinent din punct de vedere legal și ce s-a putut modifica, s-a modificat, vă asigur, ce nu s-a putut modifica înseamnă că nu s-a putut. Dar dacă vreți să vă răspund punctual exact la petiția respectivă, eu cred că avem și materialul la îndemână. Dacă îmi spuneți numărul petiției și de cine a fost depusă, o să vă răspundem punctual. Atunci facem în felul... Au fost foarte multe petiții.
Nu, domnul consilier județean, să vă spun, pentru a vă asigura de transparența noastră totală în acest program, noi toate petițiile care au fost depuse au fost înregistrate și s-a răspuns punctual pe fiecare dintre ele. O parte au fost prinse în acest program de transport, o parte probabilă n-au fost prinse pentru că nu s-a încadrat din punct de vedere legal. Noi avem, în acest sens, am discutat de fiecare dată, o să vă dau cuvântul domnul consilier Păslaru imediat, să știți, că văd că sunteți, nu, așa, dar vreau să răspund, chiar este păcat de toată munca depusă de întreaga echipă de la Serviciul Transportului și, repet, coordonat doamna director Gireadă, care a împins foarte mult acest proiect. Mai mult decât atât, noi am avut și un consultant care ne-a ghidat unde să respectăm și ce trebuie făcut în așa fel încât să nu încălcăm cu nimic, să împăcăm și, să zic așa, și operatorii, și cetățenii, și primarii care coordonează activitatea de transport din județ. Ca atare, noi vă putem să vă răspundem, dacă îmi dați exact, o să vă trimitem răspunsul la petiția care a transmis-o, să zic, de la Cleja sau de unde ați semnalizat dumneavoastră, fără nicio problemă. Deci dacă s-a depus de petiție, vă răspundem punctual. Oricum, în acest moment, noi nu putem să facem, nu de a amâna proiectul, decât, dacă sunt nemulțumiri majore, să-l supunem încă o dată la o dezbatere publică, ceea ce ar fi contraproductiv. Sau să trecem la vot. Vă rog, domnul consilier județean Nechit. Da. Sunt două consilieri județeni care mă ocup de transport și știu chiar foarte bine probleme. Deci, probleme de program, eu știu, reclamații, o să fie tot timpul. Deci tot timpul sunt, pentru că asta e. Un primar vrea alt program mâine, altă comună vrea, eu știu, două mașini în urmă, o să fie tot timpul. Alea se rezolvă din mers, în timp. Proiectul de astăzi, trebuie neapărat să vreau. Vă rog, poate să votăm să vreau. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul consilier. Deci eu vă... Da, vă rog, doamna... Cine? Nu l-am văzut că era după doamna din fața mea și mă uitam întâi la doamna și nu la Bogdan. Vă rog. Da, apăsați pe motorul. Hai să facem o oră, să ne ascultăm unii pe alții, așa e corect. Domnule președinte, domnule vicepreședinte, stimați colegi, din câte știu eu s-a supus dezbatere acest proiect de hotărâre, această licitație pentru trasee din județul Bacău. Chiar am și fost contactat de niște cetățeni din comuna Mândura, în care a fost dezbaterea publică și am încercat să rezolvăm cu ei, împreună cu ei, o problemă punctuală de localitate. Aparatul tehnic al Consiliului Județean a fost foarte deschis către toate petițiile. Din acest motiv, nu cred că ar fi probleme pentru privind nerezolvarea unor probleme punctuale pe partea asta de transport. Cu siguranță, dacă s-au depus petiții sau au căutat sprijin în cadrul Consiliului Județean, cu siguranță s-au găsit. Mulțumesc. Mulțumesc. Vă rog, doamna... Îmi cer scuze că nu pot vorbi mai tare de atât. Întrebați care sunt numărul de înregistrare. Pentru lui Zicăru, care este numărul 8941 din 11-4-2022, iar pentru Cleja este 5-4-2-3 din 9-3-2022. Ideea este că s-au adăugat anumite lucruri din ceea ce colegii au dorit, dar cea mai importantă solicitare din Cleja nu s-a întâmplat. Vă transmit imediat. În Cleja s-au dat nume unor stații, dar cea mai importantă pentru stația din Valea Mică este o singură stație și doreau mai multe. De asemenea, cei din Cleja, din Luizi Călugăr, au o mare problemă cu orele, pentru că la anumite intervale de ore sunt mult mai mulți oameni. Dacă doriți, eu vă pot arăta în acest moment poze cu călătorii din autobuze, cum stau unii peste alții, ceea ce nu este normal.
Nu se rezolvă transportul metropolitan, dar o rezolvă. Nu știu, o să-i transmit domnului singur. Da, o neștiu să spun. Există și posibilitatea asta, sunt convins, dar, dar, a fost în dezbatere publică. Dacă modificările au fost pe lege și au fost conforme cu, au fost făcute. Noi o să vă răspundem, dumneavoastră, că ați făcut această interpelare, o să vă răspundem pe ambele petiții care s-au înregistrat, exact ce am răspuns noi, în așa fel încât să vedeți care au fost motivele pentru care un anume aspect de acolo n-a fost trecut în programul de transport. E în regulă? Mulțumesc! Deci, dacă nu mai sunt alte intervenții, supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Împotrivă, da? Abțineri? 3. Ok. 36 minus 4, 32. Deci, haideți să anunțăm rezultatul votului. Mai avem online. Pentru, 1 împotrivă și 3 abține. Am să fac o singură referire. Da, vă rog, întâi să-l las pe domnul consilier județean, eu nu pot să ridic mâna singur. Am să explic abținerea. În primul rând, am să dau crezare specialiștilor și argumentelor dumneavoastră. Abținerea trebuie să o fac și pentru faptul că noi, fiind reprezentanții cetățenilor, trebuie să ținem cont de toate opiniile care vin spre noi. Mulțumesc. Da, mulțumesc frumos. Deci eu vă pot anunța și chiar vreau să vă spun. Deci cred că la acest proiect, nu numai că s-a ținut cont de toate opiniile, chiar a fost făcut, s-a urmărit pas cu pas fiecare procedură legală în așa fel încât să mulțumim cât se poate de mult. Noi în dezbaterea publică pe care am făcut-o, nu mai rețin data, și în care am invitat cât mai mulți operatori, cât și primarii care au reușit să ajungă la această dezbatere publică, să știți că tocmai asta am făcut. Am ținut cont de toate. Dacă nu toate se regăsesc în programul de transport, înseamnă că ceva de acolo nu este în regulă. Se suprapune sau nu respectă un criteriu legal. Tocmai de asta am și spus mai devreme că acest proiect pe care chiar s-a muncit foarte mult la el, nu cred că trebuie să aibă parte de vreo interpretare, să zic așa, populistă. Pentru că nu avem cum, trebuie să tranșăm clar acest contract, trebuie să ne asumăm că acest contract de transport public la nivel județean trebuie să se desfășoare într-un cadru modern și civilizat. Noi nu am fost responsabili, noi doar am verificat până acum transportul public județean. Fiind cei responsabili, era, dacă nu mă înșel, Ministerul Transporturilor. Ei au dat licențele, ei s-au ocupat de treaba asta și noi am atribuit decât în ultima parte traseile. Ca atare, vrem să facem ordine odată pentru totdeauna în transportul public județean și încercăm să facem un transport public modern la nivelul județului. Să știți că asta este doar un pas, urmează caietul de sarcini care va fi iar în dezbatere publică, în care fiecare își va pune acolo părerea și ceea ce se va încătra pe lege vom supune licitații. Eu sper ca finalul, și vă spun că nu este ușor, pentru faptul că la nivelul județului, nu știu dacă avem operatori atât de puternici încât să îndeplinească toate condițiile care o să le punem acolo, tocmai de asta și legea ne obligă, supunem dezbaterii și caietul de sarcini privind transportul public. Ăsta ar fi al doilea pas și ulterior, după ce se aprobă în ședință de Consiliul Județean, așa cum o facem și acum, o să scoatem la licitație toate traseele. Să dea Dumnezeu să avem toate traseele acoperite. Eu vă spun că e destul de complicat. E un drum extrem de lung și dacă ne oprim în fiecare lucru care
nu deservește binului general de la nivelul județului, să știți că nu o să reușim să ajungem niciodată la capăt. Ca atare, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu voturi 30 și... Deci asta înseamnă 32 pentru sau 31? 31 pentru, 2 împotrivă și 3 abțineri. Mulțumesc, proiectul de hotărâre a fost aprobat. Cine? Mă scuzați. Domnul Scripăț nu este în calcul. Da, dar ar trebui, domnul Scripăț, vă rog să spuneți. Nu de alta, dar vă paște vreodată. De vreau mă așteaptă, doamna. Nu mai știu unii mai poate. Eu zic că ar trebui să vă împăcați, că sunteți în săptămâna luminată. O împunecăm. N-am voie să spun. Dacă nu participă, înseamnă că nu este în sală. La punctul 11 punctul 11 de pe ordinea de zi se prezintă proiectul de hotărâre privind plata cotizației Consiliului Județean Bacău către Asociația Directorilor Economici și Contabililor din județele din România pentru anul 2022. Avem avizele? Vă mulțumesc. Supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Deci, unanimitate, cred. Din ce îmi dau seama. Marian, avem online-ul? Două voturi pentru, ceva nu s-a exprimat. S-a terminat sesiunea de vot? Nu. Tot. Bine, și 3 din 3, da. Da. S-a terminat sesiunea de vot, domnul Marian. 3 voturi. Da. Deci proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate. Trecem la următorul proiect de pe ordinea de zi. Punctul 12. Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuție bugetară pe trimestru 1 per 2022 a județului Bacău. Avem avizele de la comisii? Dacă avizele sunt favorabile, supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată. Cine este pentru? Voturi împotrivă, abțineri? Proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate. La punctul 13 de pe ordinea de zi se prezintă proiectul de hotărâre privind asocierea județului Bacău cu Universitatea Vasile Alexandri din Bacău pentru organizarea și desfășurarea proiectului Conferința Internațională OPROTEH 2022, organizată cu prilejul aniversării a 46 de ani de învățământ tehnic superior în Universitatea Vasile Alexandri din Bacău. Dacă avem avizele, vă mulțumesc. Eu urez la mulți ani Universității din Bacău. Dacă domnul rector vrea să ne spună câteva cuvinte, să știți că ne-ar bucura. Vă rog. Mulțumesc mult pentru invitația la această ședință. Domnule președinte, domnilor consilieri județeni, doamnelor consilieri, vă mulțumim foarte mult pentru tot sprijinul pe care l-ați acordat până acum. Universitatea, după cum
de cercetare. Acum cerem un sprijin pentru activitatea de cercetare, mai precis pentru valorificarea rezultatelor cercetării. În acest scop organizăm la 17-a conferință internațională optimizarea proceselor tehnologice pe suflul Coprotec. Este la 17-a ediție. Prima ediție a avut loc în anul 1995. Ea nu s-a putut desfășura în fiecare an din lipsa resurselor financiare. În loc de a 27-a ediție, suntem la 17-a ediție și sperăm ca de acum înainte să le putem organiza din an în an. Din această cauză am apelat la sprijinul dumneavoastră pentru a putea desfășura în bune condiții această conferință, care a început ca o conferință națională, apoi cu participare internațională și acum este în categoria conferințelor internațională. Vă mulțumim foarte mult! Vă mulțumesc! O să dau cuvântul domnului consilier județean Bârzu. Vreau să felicit Universitatea Națională de Alexandria. Într-adevăr, pune patru pe harta internațională a conferințelor științifice de cercetare și acest este un lucru foarte important. Și vreau să le mulțumesc colegilor de cadre exact și universitare care se implică în activitatea de cercetare și studenților. Știu că fac și schimburi. Sunt în proiecte în marile universități din Europa și în Germania. Într-adevăr, merită susținută Universitatea Națională de Alexandria pentru proiectele pe care le face. Și după de vedere, v-aș întreba dacă este de ajuns această sumă sau dacă doriți mai mult pentru acest proiect. Proiectul autorită și justificat, deci a cerut exact necesitatea de nevoie. Un pic de să scoatem explicațiile domnului de proiectul. Deci avem experiența în organizare și știm exact resursele pe care avem nevoie pentru organizare. Poate mă rog, dar acela aici la mai preocupate de conferință. Da. Domnule, da. Poate putem face ceva de la domnul metropolitan. Da. Dar ați putea să sponsorizați și tot domnul metropolitan. Dar mă rog, ăsta e alt subiect. Eu vreau să fac o în cont de faptul că universitatea chiar reprezintă pentru noi un pilon de cunoaștere, de învățământ. Majoritatea dintre noi suntem absolvenți, cel puțin eu sunt absolvent al Universității din Bacău și o mare parte din dumneavoastră, din câte știu. Și cred că ceea ce trebuie să dovedim noi, nu doar de a sprijini. Eu văd că și Consiliul Județean, prin consilierii județeni, sunt partenerii Universității din Bacău. Noi doar prin cercetare, dezvoltare putem dezvolta județul. De tocmai de asta mă bazez extrem de mult pe Universitatea din Bacău, pe profesorii de acolo, pe specialiștii de acolo și în măsura în care putem, în măsura în care este și legal, nu numai ca o promisiune sau ca un, mai degrabă ca un angajament, tot timpul vom fi partenerii Universității din Bacău. Pentru că doar cu Universitatea din Bacău putem să proiectăm spre viitor o dezvoltare coerentă a județului. Ca atare, domnul rector, vă mulțumim și vă garantez, domnul Bârzu, că tot ce a cerut Universitatea din Bacău, bine fundamentat, s-a acordat. Mulțumesc, supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Proiectul a fost aprobat în unanimitate. Vă mulțumesc, vă mulțumesc de participare, domnul rector, și vă doresc o săptămână ușoară. Adevărata mea. Trecem la punctul 14 de pe ordinea de zi. Se prezintă proiectul de hotărâre privind modificarea tarifului
pentru colectare și transport deșeuri reciclabile de la populație, operatori economici și instituții publice, precum și aprobarea actului adițional numărul 5 la contractul de delegare a gestiunii serviciilor de colectare și transport deșeurilor municipale din județul Bacău, numărul 180/2957 din 06/05/2015. Avem avizele. Dacă avizele sunt favorabile, supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Vă mulțumesc. Proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate. Trecem la punctul 15 de pe ordinea de zi. Se prezintă proiectul de hotărâre privind stabilirea mandatului special a reprezentantului legal al județului Bacău în adunarea generală ordinară a acționarilor SECE, Compania Regională de Apă Bacău, convocată pentru data de 16 mai 2022, ora 15. Dacă avem avizele? Dacă avizele sunt favorabile, supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? În unanimitate, proiectul de hotărâre a fost aprobat în forma prezentată. Trec la punctul 16 de pe ordinea de zi. Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru realizarea obiectivului de investiții, reparații capitale, clădire C3, cu destinație depozit materiale, strada George Bacovea, numărul 57, municipiul Bacău. Dacă avem avizele de la comisii? Dacă avizele sunt favorabile, supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă, abțineri. În unanimitate, proiectul de hotărâre a fost adoptat. Vă mulțumesc. Am să trec la punctul 17 de pe ordinea de zi, lăsând spre final proiectul privind Spitalul Municipal. La punctul 17 de pe ordinea de zi se prezintă proiectul de hotărâre privind conferirea titlului de cetățean de onoare a județului Bacău domnului Ioan Procopie, colonel în retragere, erou și veteran de război. Aș vrea să nu trec, chiar dacă nu este noi, nu este dânsul în sală, are o vârstă venerabilă și o să ne deplasăm pe data de 2 iunie la Moinești. Aș vrea totuși să dau citire la câteva aspecte importante din referatul de aprobare. Mâine este ziua veteranilor și mai ales în aceste vremuri de răstriște, în care vedem că nu ne aflăm într-un climat de pace și liniște, cu atât mai important îl reprezintă cei care au fost înaintea noastră și cei care au făcut ceva concret pentru țară, care s-au sacrificat și care au îndurat timpurile de atunci cu cinste, cu onoare și cu responsabilitate. Nu știu dacă astăzi cum vom mai găsi asemenea oameni, dar cred că tocmai de asta merită cinstiți și într-un mod corect, într-un mod onest și într-un mod sincer. Am să încerc să spicuiesc câteva lucruri din referatul de aprobare, fără să intru foarte mult în amănunte, pentru că nu vreau să plictisesc auditoriu, dar vă prezint persoana, omul Ioan Procopie. Fiu de preot, a rămas orfan de mamă încă de frage de vârstă, de la vârsta de un an, drept pentru care a fost crescut de bunica Maria în comuna Ardeoan. Urmează cursurile școlii primare, pe care a absolvit-o cu brio în 1931,
pentru ca noi nici nu existam, adică cel puțin eu atunci, pentru ca imediat apoi să urmeze cursurile Liceului Național Costache Negruții din municipiul Iași și ale Liceului Ferdinand din Bacău. Absolvă și ia examenul de bacalaureat în 1939, se înscrie la Facultatea de Drept Juridic de la Universitatea din Iași, fiind obligat să-și întrerupă cursurile în anul 1942, în luna noiembrie, ca urmare a primirii ordinului de înrolare pentru război, domnia sa prezentându-se la examenul de la Școala Militară Ofițer de Infanterie. După un an, în octombrie 1943, a fost transferat la Școala Militară din Ploiești, absolvită cu gradul de sublocotenent din 15 martie 1944, fie repartizat în regimentul 38 Infanterie Brăila. Este repartizat la unitate combatantă, astfel că ia parte la campanie de pe frontul de est până la încheierea armistițiului cu Uniunea Sovietică din 23 august 1944. Din acest moment, domnia sa intră în luptă împotriva Germaniei și a alianților ei, începând cu traversarea Dunării pe un pod de vase și continuând cu campania din Valea Prahovei, traversarea Transilvaniei și luptele crâncene din Budapesta. În 1945, regimentul locotenent Ioan Procopie, al locotenentului Ioan Procopie, intră în componența armatei a IV-a sub conducerea generalului Gheorghe Avramescu, luptând alături de armata sovietică în bătălia cumplită pentru cucerirea trecătorilor din munții Tatra. Moment în care, 25 ianuarie 1945, este rănit grav și în mare suferință fiind transportat la Spitalul 7 Militar și apoi demobilizat. Începând cu 1946, întors în zona natală, lucrează ca judecător la Tribunalul Moinești, după 3 ani, fiind fiu de preot și combatat pe frontul de est împotriva Uniunii Sovietice, este considerat nedemn de a fi magistrat în noul regim popular comunist și este concediat. Devine simplu funcționar la societatea Sovrom Petrol, unde devine jurist consult în 1951, dar nefiind niciodată considerat pe deplin integrat în societate, suferă numeroase acuzații și măsuri coercitive, astfel încât în 1971, este transferat în mod disciplinar la fabrica de postav Buhuș, deși familia lui rămâne în Moinești. Se pensionează în anul 1985 și în anul 1992, pe deplin îndreptățit, devine vicepreședinte al nou reînființatei Asociației Naționale a Veteranilor de Război și mai apoi președinte ANVR Moinești, până la momentul actual, fără niciun fel de absență în tot acest interval lung de timp. Am ținut să vă spun așa un mic istoric, referatul este mai lung, mult mai lung, mult mai presărat cu anumite aspecte din viața dânsului. Cred că, vedeți, noi ne aflăm acum într-o situație tensionată cu partea de est. Cu atât mai oportun și mai necesar și mai prielnic, să zic, în acest moment, este să oferim titlul de cetățean de onoare a județului Bacău, domnului colonel Ioan Procopie. Dacă sunt intervenții pe acest proiect, dacă nu, vă rog, domnul Olteanu, era zic domnul colonel. Am zis bine? Am observat din referatul de aprobare că a fost făcut cetățean de onoare al Municipiului Moinești în 2003. Și a trecut mult timp de atunci până când se reușește. Poate asta va fi și un igor pentru alte propuneri de cetățeni de onoare, pentru că sunt mulți băcăoane care cred că merită să fie cetățeni de onoare al județului nostru. E un personaj, deja în Procopie, o viață, un destin, o carieră de drepturi remarcabile și aș mai sublinia așa din biografia dânsului, un aspect, a absolvit liceul Costache Negruții din Iași, la care un alt băcăoan ilustru, Radu Berihan, a fost șef de promoție.
era un liceu care a fost înființat în urma reformei școlare a liceului, prin care trebuia posibilitatea tinerilor tutet țărani să urmeze studii liceale. Spun asta pentru că, cu modestie spun, am absolut și eu posibilitatea acelui liceu și mă emoționează acesta. Vă mulțumesc și eu pentru intervenție, domnul consilier Dețean. Fac o, zic eu, binevenită remarcă domnul Ioan Procopie, domnul colonel, domnul viitor general, pentru că așteptăm ca pe 2 iunie să fie înălțat la grad, înaintat în grad. O să vă dau cuvântul, domnul Cosmin Necula, după ce vă reveniți din comentarii. Totuși, e un moment în care noastră nici nu erați atunci când însu trăia și se sacrifica pentru patrie. Păi nu erai. Ca atare, are vârsta venerabilă de 102 ani. Ceea ce mai e rar. Da, vă mulțumesc și supun la vot proiectul de hotărâre așa cum a fost prezentat. Cine este pentru? Deci votul împotrivă, abțineri. Proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate. Vă mulțumesc! Deci astăzi am ținut, suntem la punctul diversei și aș vrea să vă supun atenției un proiect de hotărâre pe care o să-l adoptăm ulterior. Astăzi nu o să-l trec la vot, este proiectul de hotărâre privind trecerea unui obiectiv, unui imobil din domeniul public al municipiului Bacău în domeniul public al județului Bacău. Și mă refer în special, e vorba de spitalul, fost spital municipal Bacău. Așa cum fiecare dumneavoastră îl cunoașteți, denumit de domnul consilier județean Necula, spitalul Regina Maria, aprobat într-o hotărâre de Consiliul Local atunci când acum în anul 2017, dacă nu mă înșel, 2018, ca atare am ținut să aveți cunoștință de acest proiect cu să dau un răgaz de gândire tuturor consilierilor județeni, pentru că dacă vrem să îl vedem finalizat acest obiectiv, ar trebui să treacă în domeniul public al județului Bacău. Fac această propunere tocmai pentru faptul că a fost transmisă o adresă de către Ministerul Sănătății, către Consiliul Județean, cât și municipiul Bacău, în care a stabilit clar modul de finalizare acestui spital. Vreau să vă spun că această adresă este ca un răspuns a unei adrese comune dintre Consiliul Județean și municipiul Bacău, prin care noi solicitam o structură organizatorică cu care dânsii să fie de acord, ce are la bază studiul de complementaritate făcut în anul 2018-2019, cu înființarea, relocarea unor secții de la nivelul Spitalului Județean în pavilionul cu destinație medicală a spitalului, fost spital municipal Bacău. Iar în 2020, vreau să vă spun, ca urmare a unui referat de aprobare, a unei motivări, a fost desființat printr-o hotărâre de guvern, dând astfel posibilitatea legală
ca acest spital, ca acest obiectiv să funcționeze prin integrarea în Spitalul Județean Bacău. Era și anormal să fie altă propunere, ținând cont că el a fost propus în anul 2021 pe o listă pe PNRR, pe infrastructură medicală, dar acea propunere, neavând în spate nicio justificare din punct de vedere legal, ținând cont de faptul că nu mai avea personalitate juridică. Și ceea ce era trecut acolo pe listă, la poziția 49, era o secție, înființarea unei secții de mari arși, care era în totală disonanță cu studiul de management sanitar. Ori studiul de management sanitar, pe care l-a asumat și primăria și în baza căruia am făcut acea solicitare, de acum două luni de zile pentru aprobare, nu prevede nicio secție de secții de mari arși. Ca atare, dacă vrem să avem posibilitatea, repet, posibilitatea de a-l depune spre finanțare, de a fi finalizat odată pentru totdeauna acest spital și pentru a nu mai fi, să zic așa, un fel de casus belli între municipiu și județ, între diferite tabere sau diferite persoane, cred că, și nu cred, sunt convins că asta este singura cale prin care noi, Consiliul Județean, prin administrarea Spitalului Județean, putem finaliza această clădire cu destinație medicală. Vreau să vă spun că ceea ce mai este rămas de făcut, fără să ținem cont de ceea ce finanțăm acum prin hotărârea de Comitet Județean de Situații de Urgență, prin cele două hotărâri, pentru că s-au realizat două etaje, etajele 4 și 5, și parterul și parțial subsolul acum. Să știți că mai rămân etajele 1, 2 și 3. Cred că aici nu trebuie să fie un loc de dispută din punctul ăsta de vedere. Ar trebui să fie la unison adoptată această hotărâre, ținând cont de faptul că chiar și Ministerul Sănătății, în ciuda solicitărilor noastre, în forma care și-a dorit-o municipiul Bacău, ne-a răspuns într-un mod clar și fără echivoc că singura modalitate în care poate funcționa este prin integrarea în Spitalul Județean de Urgență, mai mult decât atât, pentru faptul că este chiar în curtea acestuia. Și știți foarte bine că în Spitalul Județean de Urgență nu se tratează doar municipiul Bacău, evident, se tratează din județ, sunt și alți solicitanți și din alte județe. Fără să punctez, să zic, radioterapia, care s-a și finalizat a doua secție de radioterapie și așteptăm doar avizele pentru a se extinde, Spitalul Județean ușor, ușor devine un spital care de alt rang. Tocmai de asta consider că este necesar, oportun, util și chiar economic și eficient să integrăm pavilionul cu destinație medicală, fost spital municipal, în Spitalul Județean de Urgență, cu respectarea studiului de complementaritate, așa cum a fost gândit în 2018, în 2019 și în care toată lumea, toți cei care au fost consilieri la acea vreme, au votat pentru ca această unitate medicală să funcționeze. Vă rog, dacă sunt înscrieri la cuvânt. Domnul consilier județean Vreme, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Să știți că n-aș fi vrut poate să iau cuvântul la acest punct, pentru că mă gândesc că eu, legat de un spital municipal, cred că mai degrabă consilierii
din Bacău, din municipiul Bacău, pot să vină cu mai multe argumente pro și contra efectuar la acest subiect. Dar am și câteva întrebări și poate una o solicitare. Și asta, ținând cont că a fost și domnul rector aici, dezvoltarea unei comunități, și când vorbesc de comunități, eu mă refer la tot județul Bacău, are doi vectori foarte importanți. Odată, sistemul de educație, pentru care, ca o mică paranteză, eu am pus iau cuvântul atunci, să știți că eu chiar propun la capitolul ăsta să avem un contract de parteneriat permanent cu universitatea. Este foarte noi suntem într-o fază avansată cu Universitatea din Iași, Universitatea de Medicină din Iași, Universitatea din Bacău, cu sprijinul Universității din Târgu Mureș, în așa fel încât, la nivelul Universității din Bacău, să avem și o secție cu asistente moașe, în așa fel încât să putem să ducem spitalul județean la alt nivel. Am spus-o mai devreme. Mulțumesc. Și al doilea vector îl reprezintă sistemul de sănătate. Foarte important să fiți și ca motor de dezvoltare. Și eu vă spun așa, Iașul beneficiază de fonduri de investiții imense, private, datorită unui sistem de asigurare a sănătății, bine, competitiv, competent și așa mai departe. Și istoric, da? Deci, sunt în totalitate pentru o formulă de a sprijini în totalitate un sistem de sănătate unitar, o singură conducere, cu un singur sistem de, eu știu, administrație și așa mai departe. Adică chestia asta cu două spitale văzute de cineva care nu-i din Bacău, parcă nu cred că e chiar prea eficient. Da. Trecând peste aceste lucruri, îmi pun întrebarea, noi putem, din punct de vedere legal, să cerem un bun, să luăm un bun a municipiului? Nu știu, asta probabil juriștii au să rezolve problema, fără a avea, bineînțeles, acceptul lor. Și doi, noi am mai avut o dezbatere în care a fost implicat primarul din sistem. Dragi colegi, și atunci am solicitat să fie prezent aici. Este chiar un subiect, acest subiect legat de sistemul de sănătate a județului Bacău, este un subiect important și el trebuie să vină și să ne spună și poziția dânsului. Ce? Domnul consilier, haideți să vă întrebi ce anume respectiv, da? De-aia, dacă când o să trecem, eu știu, la dezbaterea sau votul, să fie prezent aici să ne explice, să-i vedem argumente. Deci eu solicit prezența lui atunci când, eu știu, vom avea, să-l invităm, să vedem cum răspunde și așa mai departe. Și referitor, cum v-am spus, argumentele care mi le-ați spus sunt argumente eligibile, deci din punctul ăsta de vedere subscriu la acest cuvânt. Dar trebuie să ținem cont și poate nu mai el, poate vine și consilierii municipali să fie prezența aici. Să spune cineva care vede lucrurile din exterior, adică fiind din Unești, nu sunt... Haideți să vă răspund așa. Oarecum, dumneavoastră, mi-ați făcut o avancronică la ceea ce urmează, să zic. Fără îndoială, noi nu facem, luăm hotărâri singuri cum se ia în Consiliul Local. Noi am supus dezbaterii dumneavoastră, tocmai să cunoașteți foarte bine acest proiect. În așa fel încât, atunci când votați, nu doar să vă las 7 zile să studiați acest proiect, să vedeți, să vă puneți întrebări, să răspundem înainte de a vota. Pentru o bună cunoaștere, pentru o bună argumentare, înainte de a se supune la vot, în mod evident, cred că era un pas corect, tocmai pentru transparența administrativă. Am să iau pe puncte. 1. Dânsii nu-și pot da un accept dacă noi nu-l cerem, conform codului administrativ. Noi, în momentul când o să supunem la vot acest proiect, de fapt supunem aprobarea dumneavoastră pentru a cere acest imobil.
Așa cere legea, așa cere codul administrativ și este justificat în referatul de aprobare. Asta e un aspect. Al doilea aspect care vreau să-l supun atenție. Să știți că dacă lucrurile ajung la un consens corect, așa cum ar trebui să fie, putem să facem o ședință comună, așa cum s-a și făcut în anii anteriori, Consiliul Județean, Consiliul Local, pentru că noi toți suntem reprezentanții cetățenilor din Bacău și nu separat municipiu și nu separat județ, ca și cum municipiul n-ar face parte din județ. Ca atare, în mod corect, așa vom proceda dacă vom ajunge la un consens. Tocmai pentru faptul că eu nu cred și nu cred că există nimeni din această sală, dacă o să vă citesc din adresa Ministerului Sănătății, nu există o altă variantă de a pune în funcțiune acest imobil. Nu există. Dacă vrem să-l finalizăm, să știți că asta este singura soluție. Dacă vrem să temporizăm, dacă vrem să ajungem într-o situație în care să ne zbatem în același marasm, în aceeași ieșiri publice fără consistență, fără finalitate, atunci acest proiect nu o să treacă, o să rămână în aceeași formă, o să, dacă îmi permiteți, stimați colegi, dați-mă, eu vorbesc cu domnul consilier județean și chiar aș vrea să-l văd. Ca atare, tocmai asta este soluția potrivită, necesară și oportună. Ce nu s-a întâmplat în 2019 a fost, din punct de vedere juridic, o problemă. Și aici l-am aproape pe domnul director, care știe foarte bine cât de mult s-au chinuit atunci de a găsi o soluție. Asta este soluția. Complementarizarea în cadrul Spitalului Județean. Nu pot exista două entități, nu pot exista două entități cu două consilii de eficiență economică. M-am întâlnit mai devreme cu domnul director de la Casa de Asigurări de Sănătate. Știți că dacă înființăm un spital, trebuie să ai paturi în plus care trebuie finanțate. Da? Noi în acest mod nu facem decât să punem în funcțiune un întreg complex medical, dacă vrem lucrul ăsta. Efectiv, aici nu cred că mai poate fi vorba de o decizie politică, ci doar pur administrativă. E o urmare firească a unor demersuri începute din 2017, 2018, 2019 și gândiți-vă că totuși s-a început acest spital acum 15 ani. În 2007. Gândiți-vă, noi acum suntem într-o fază în care la parterul spitalului municipal, fostului spital municipal, am făcut o expertiză. Toate lucrările, majoritatea lucrărilor care s-au efectuat într-o anumită perioadă de timp, în perioada, eu știu, când au semnat contract, s-au deteriorat. A trebuit să schimbăm vată minerală, care era pusă la pereți pentru că era mucegăită. A trebuit să schimbăm mai mult decât atât. S-au găsit doar aparente pus o ventilație, dar era doar pus capacul. Atare, nu-i chiar foarte simplu de finalizat, pe de-o parte, dar pe de altă parte vă spun că nu-i chiar foarte ușor de finanțat. Tocmai de asta ratăm. Și aici e foarte important. Se va modifica, probabil, lista cu unitățile medicale care sunt depuse pe PNRR. Se completează și se modifică. Ca atare, noi trebuie să fim pregătiți ca să putem să depunem acest proiect într-un mod corect, într-un mod corect, și subliniez, pentru că modul cum s-a depus anterior a fost incorrect și nu putea fi finanțat. A fost doar o pierdere de fum. Noi ceea ce facem, trebuie să depunem acest proiect care este matur. Are un proiect în derulare, este o parte făcut, e unul din motivele pentru care poate fi extrem de eligibil, ca să nu zic eligibil, e faptul că o parte din el e făcut și se poate finaliza până în 2026, poate și mai devreme. Suma necesară pentru acest lucru, care nu o să poată să suporte, și nici nu știu dacă rămâne la primăria Bacău, dacă va putea fi finanțat în continuare, din punct de vedere legal.
Pentru că nu poate, nu poate funcționa decât ca spital. Cum poate să cheltuiască pe un obiectiv niște bani care nu are finalitatea pentru care a fost înființat? Curtea de conturi ce poate să spună în acel moment, în momentul când tu bagi bani într-un obiectiv, care ți-a răspuns ministerul că nu poate funcționa decât într-un anume fel? Deci noi am făcut o evaluare preliminară și undeva, fără să folosim, fără să intrăm pe partea de energie verde, sunt 21 de milioane de euro pentru 3 etaje. 21 de milioane de euro. Fără să socotim ceea ce s-a mai băgat până acum. Cam atât ar trebui până la finalizarea spitalului. Eu zic că avem o posibilitate. Nu înseamnă că și devenim eligibili. Să-l depunem pe PNRR, să lăsăm deoparte orgoliile și tot ce înseamnă partea de orgolii politice, mă refer, că nu e tot ce înseamnă partea de demagogie și nu mă refer în cadrul consilierilor județeni care sunt convins că majoritatea dumneavoastră asta își doresc. Și asta își doresc ca în timpul mandatului noastră să se finalizeze acest spital și să trecem la fapte. Că într-un final sau altul sunt convins că dacă din punct de vedere politic să zicem, doamne, cine este invitat la tăiatul la inaugurarea spitalului, eu vă garantez că nu va fi o inaugurare, va fi o punere în funcțiune. Pentru că de prea multe ori s-a inaugurat acest spital. Și e jenant. Ca atare, trecem administrativ la treabă, așa ne-a transmis Ministerul Sănătății, am să vă citesc porțiunea cea mai importantă din acea adresă, nu cred că avem o altă cale. Adică nu cred, sunt sigur. Asta este calea pe care trebuie de urmat pentru a finaliza spitalul municipal. Cine vine cu un alt contraargument, că ar putea să facă altfel, se lovește de partea legală. Nu se poate altfel. Nu se poate. Vă rog, domnul consilier județean Olteanu. Constat că am ieșit în ordine de zi, pentru că dacă era să suspectăm o analizare, nu mai ne pot suta, nu și dezbatere. Dar e bine că dezbatere, pentru că dezbatere este esența democrației. Și vreau să spun că noi, generalii, am dovedit de totdeauna, ce puțin aici în Consiliul Județean, că am fost în permanență preocupat de starea de sănătate a comunității Băcovară. Cu atât mai mult, fiind vorba de un proiect inițiat de un primar general, care e un proiect ambițios și vizionar, zic eu, au trecut 17 ani de atunci, iată, din nefericire, factori care nu au depins de inițiator, au împiedicat finalizarea. Faptul că acum ne găsim în situația de a rezolva această problemă, de a folosi oportunitățile de finanțare care sunt PNRR-ul, cum spuneți dumneavoastră, și alte posibilități, aici în raport este doar o enumerare, nu este foarte clasă. De ce soluție se va merge? Probabil în faza asta nici nu putem ști. Ne bucură, susținem și mai mult de atât, credem că faptul că ministrul Fondului European este liberat, vom face toate diligențele, toate elementele necesare ca să obținem finanțarea pentru proiectul de finanțare spitalului. Orice om rațional își dă seama că este unica soluție în acest moment pentru rezolvarea acestei probleme. A visa altceva înseamnă ori să nu fie ancorat în realitate, ori să ai și o altă interese, nu cele care se rezolvă comunitatea de integritate. Așadar, noi vom susține acest proiect. Cred eu, dacă ar fi acea sumă de 21 milioane, ar fi bine, ne cheamă că vor fi mai mulți bani, numai dacă privim acele spitale regionale care apar 400 de milioane de euro, un spital cu 800 de patru, nu cred eu că rămâne la 21 de milioane, dar eu și noastră, și noi ne angajăm pe un proiect care nu este ușor, sper să putem să-l realizăm împreună. Tehnic vorbind, cred eu că prin acel proiect de hotărâre trebuie întâi să constatăm utilitatea publică și apoi să cerem
poate domnul Bogdan, nu știu dacă asta. Logica mea e așa, spune, întâi îl declarăm public și apoi interes județean și apoi îl solicităm către municipiu. Deocamdată. Da. Doi, putem să declarăm acest lucru și o să... nu vreau să vă întrerup, că îmi place ce spuneți. Chiar nu vreau să vă întrerup. Atâta doar că noi nu putem să declarăm ceva dacă nu ne aparține. Deocamdată trebuie să facem actul administrativ prin care trece din domeniul public al municipiului în domeniul public al județului. Dar nu vă întrerup, îmi cer scuze pentru intervenția, am vrut doar pentru... Logica juridică e altă, probabil și e mai puțin importantă. O hotărâre se aplică în întregul, în loc și în secvențială, dar în concluzie, cred că ar trebui cât de urgent să finalizăm această trecere și apoi să solicităm banii pentru finalizarea investiției. Mulțumesc și eu, domnul, o să vă dau cuvântul, dar vreau să răspund direct, domnul, îmi cer scuze. Nicio problemă, aștept. Da, am zis că mă uit de ea și e păcat de ea. Da, ce vreau să vă spun? Mă bucură poziția Partidului Național Liberal și ne bazăm pe dumneavoastră, motivul pentru care am supus consultării. Și am și realizat oarecare că n-aș putea spune că este dezbatere în acest moment, ci doar am făcut eu o prezentare în integralitate sau cât am reușit eu să fiu de sintetic să prezint situația Spitalului Municipal și ce este de făcut. Într-adevăr, ceea ce spune domnul consilier județean Olteanu e adevărat. E posibil să coste mai mult. Într-adevăr, e singura cale, așa cum și dânsul, în numele consilierilor liberali, susține. Tocmai și mai un aspect extrem de important este urgent. Pentru că nu știm când se modifică lista, noi trebuie să avem documentele pregătite, să-l depunem spre finanțare, să găsim soluțiile și argumentele potrivite pentru a fi eligibil pe PNRR. Vreau să vă spun că așa ca o să-i dau cuvântul domnului vicepreședinte, că indiferent de, eu știu, orice altă conotație politică, această clădire, acest obiectiv există, a fost conceput sau a fost inițiat cu destinație medicală, de infrastructură medicală. Atât timp cât Ministerul Sănătății spune clar, și am să vă citesc din adresă spre finalul acestei discuții, spune clar care este calea de urmat, nu văd ce avem de altă argumentație sau altă contraargumentație. Vă rog, domnul vice. Le-am uitat ideea. Eu nu-mi dau seama dacă merge microfonul, vă rog să mă scuzați, am dat masca pentru că mă chinui o gâturai și am văzut să fiu și responsabil. N-aș fi luat cuvântul, dar am o chestiune cu care nu sunt de acord în ceea ce a spus domnul Vreme. A zis domnul Vreme că noi de la Unești ar fi mai bine să vorbească cu consilierii județeni la Bacău. Dar eu nu sunt de acord cu treaba asta, pentru că dacă toți suntem dați domnul Vreme de exemplu de bună practică la Unești, cât de bine colaborează de Consiliul Local Unești și Consiliul Județean Bacău, de ce să nu ne spunem punctul de vedere, nu? Eu așa zic. Doi. Domnul Olteanu a spus o chestie foarte importantă, deși din punctul meu de vedere greșit. A zis că argumentația logică juridică este mai puțin importantă. Ba nu. În situația de față, argumentația asta, am ascultat și am notat pe hârtie. Poate e din greșeală, ați spus treaba asta. Este cea mai importantă. Și am să dau un exemplu simplu, ca să putem să sintetizăm. De ce nu se poate decât așa? Adică preluând Consiliul Județean. Este exact ca și cum o persoană decedată ar aplica pe fonduri europene să-și pună panouri fotovoltaice pe casă.
este exact același lucru. Vă rog, păstrăm proporțiile. A dat acest exemplu pentru că, prin hotărâre de guvern, Spitalul Municipal a fost declarat corp. Da? A fost desfințat. Nu poate nimeni la momentul ăsta decât în modalitatea prezentată și propusă de domnul președinte. Preluarea de către noi și accesarea de fonduri. Or fi, de-aia vă zic că discuția asta cu PNRR-ul că a fost prinsă pe PNRR penibilă. Este penibilă de-a dreptul. Cum poți să prinzi la finanțare ceva ce nu există? E o chestiune de demagogie politică. Deci singura soluție. Asta este și v-am explicat pe înțelesul oamenilor simple de ce. Pentru că toată lumea întreabă, domnule, dar deci, care-i treaba? Cum? Asta este. Nu se poate. Mulțumesc, Arie. Da, dacă îmi permiteți să fac o mică completare, mai pentru acuratețea, imediat vă dau cuvântul domnului consilier județean și după aia o să-i dau cuvântul și domnului consilier județean vreme. Într-adevăr, eu zic că e un exemplu de bune practici, colaborarea cu Oneștiu, colaborarea cu Spitalul din Onești, colaborarea cu municipiul Onești e clară și nu tocmai pentru că nici unii, nici ceilalți, indiferent din ce tabere politice ne aflăm, mergem în interesul cetățeanului de acolo. Dar vreau să vă citesc ceva care probabil, nu știu dacă l-ați avut, dar e bine de subliniat, din adresa Ministerului Sănătății. Ministerul Sănătății arată că solicitarea municipiului Bacău de integrare a Spitalului Municipal Bacău împreună cu Spitalul Județean de Urgență Bacău într-o singură unitate sanitară de utilitate publică cu personalitate juridică la nivel județean, denumită în continuare Spitalul Județean de Urgență, este lipsită de temei legal la acest moment. Întrucât Spitalul Municipal Bacău a fost desființat practic prin hotărârea de guvern numărul 597/2020. Însă, susține soluționarea favorabilă a situației care să ducă la integrarea clădirii în structura Spitalului Județean de Urgență Bacău prin decizia conformă a autorităților administrației publice locale. Deci, Ministerul Sănătății, care sunt cei care patronează acest domeniu, ne spune clar, nici n-are cum altfel. Am vrut doar pentru acuratețe și pentru a sublinia un lucru mai mult decât evident, dar se pare că mai trebuie pusă câte o tușă. Noi, un singur lucru, să-i dau cuvântul domnului consilier Olteanu ulterior și un singur lucru vreau să vă spun, că tocmai de asta am supus consultări astăzi, că e posibil ca în următoarele zile să facem o ședință de îndată doar cu acest subiect. Domnul consilier județean Olteanu și apoi urmează domnul consilier județean Vreme. Mă referam la forma proiectului de hotărâre, în care spuneam că după logica mea, care a fost articolul 2 să fie articolul 1 și articolul 1 să fie articolul 2. În timp constat că este de interes public acest obiectiv și apoi îl solicit, pentru că ăsta e temeiul în care solicit, cum se cheamă, obiectivul se treacă în partea în domeniul public al hotărârii. Asta era observația mea. Ok. Nu vizeam foarte probleme. Cred că atunci am luat să trebuie ca primi și mi-a spus că explica foarte bine nici nu știu. Ok, la răspunsul să vă răspundă domnul Deancă, vocea după cuvântul domnului consilier de țară. Da, după, dacă tot am intervenit, trebuie să avem în vedere și faptul că comunitatea de probare, municipalitatea, au contribuit. Și atunci când se va face așa trecere sau nu știu cum se va rezolva această problemă personală. Din câte înțeleg, ei au și un credit angajat pe care se urmează până în 2027 și ar fi firesc atunci ca acest credit să fie preluat, probabil după societatea care va lua și obiectivul din investiții. Nu știu cum va fi juridic, cum va fi financiar, contabil, realizat această problemă. Am fost omul care a făcut o problemă. Eu să vă răspund la acest aspect. Între timp o să-i dau cuvântul în mod corect și după aia o să răspundă domnul Andrei Vogea. Domnul consilier de Zea Vreme, vă rog. Da, mulțumesc. Deci, în primul rând, ați adus în discuție Oneștiu
și dumneavoastră ați recunoscut că aveți în Onești persoana primară, persoana conducând, persoane din consiliul local, oameni constructivi, oameni cu care se poate comunica și puteți împreună, putem împreună Consiliul Județean să facem lucrurile așa cum trebuie. Și cred că ne-am adus și noi, cei din Onești, contribuția la acest, fie persoana mea, fie persoana, cei care suntem din Onești și doamna Popescu. Referitor la Spitalul Municipal Bacău, vreau să vă spun că mi-e și frică să pun anumite întrebări. Aflu așa niște răspunsuri de începe așa să mă ia. Și vă dau un exemplu, aflu acum că Spitalul Municipal de fapt nu există. Da, n-are director. Nu știam asta. Ce nu există? Deci v-am spus, sunt lucruri pe care nu le cunosc. Și mi le-am însușit că nu dar se pare că sunt foarte ciudat. Da, aici, dumneavoastră care sunteți, și mă refer la Păcăoane, știți lucrurile și cu istoria lor. Veți istorie. Și trebuie spusă, să știți, istoria trebuie spusă, nu băgată sub preș, că poate mai învățăm ceva din ea. Iar referitor la ce a spus domnul Olteanu cu primarul liberal, păi eu vă spun un lucru, că eram și consilier județean atunci. Atunci a fost, cred că, acel proiect de afaceri pentru municipiul Bacău, spital și așa mai departe, din fondurile Bacăului și cum reușeau ei să... A fost o chestie, cred că, și de orgoliu. Nu. Pentru că când vorbim, și am spus la început, de vechiul dezvoltare în comunități, și mă refer la comunitatea, la tot județul, da? Vorbim de un sistem sanitar, poate și să-l vedem unitar. În aceeași curte, aici, și iarăși vă spun din altă parte, când mă duc așa, văd helicopterul, mă uit sus. Și văd două spitale în aceeași curte. Cu două sisteme de aprovizionare. Cu două și așa mai departe. Nu ți-ești cu doi totul. De aici să-ți spui, domnule, unde sunt medici? Oare cum au gândit ăia? Bun, punem sub preș, dacă avem și nu spunem nimic, chiar puteam spune că cei care au inițiat au avut gânduri bune pentru comunitatea Păcăoane. Dar eu cred că acolo a fost și un orgoliu de ăsta personal și ați văzut unde se ajunge când sunt orgolii personali. De-aia am solicitat să vină și domnul Vizgheu. De-aia vă spun, domnule președinte, trebuie să vă așezați la masă și discutați foarte serios cu cei de la municipiu. Domnule, este o problemă a cetățenilor, nu a noastră personală. Noi suntem trecători. Și primarul care sta Varache a fost trecător. Și cred că acum, da, nu mai. Da, domnul președinte, prezentă-l să-i dau cuvântul domnului director și vreau să vă răspund și eu dumneavoastră. Vreau să vă răspund. Să vă spun un lucru și vreau să răspund și domnul consilier județean Olteanu pe subiectul legat de finanțare, că a fost plătit doar din fonduri de la municipiu. Chiar vreau să vă răspund că sunt documentat pe problemă. Vă rog, domnul director. Mulțumesc, domnule președinte. Domnul consilier Olteanu, aș vrea să vă spun că dacă vă uitați în raportul la proiect, o să constatați că principalele argumente care justifică interesul județean sunt inserate în raport. Ele pot fi dezvoltate fără nicio problemă, dar eu vă garantez, sau cel puțin juridic vă garantez, că nu este niciun impediment pentru acest transfer sau pentru justificarea faptului că acea clădire pe care nu mai există cap. Deci noi vorbim de o clădire. Spitalul nu mai există. Deci cum, ca și cum noi ne-am merg de identitatea CNP și... Deci spitalul nu există doar o clădire, un imobil. Iar dacă vă uitați în titlul proiectului, se referă la solicitarea trecerii bunului imobil. Deci noi nu trecem bunului imobil prin aprobarea hotărârii județeană. Aprobarea trecerii se face printr-o hotărâre similară adoptată în Consiliul Local Bacău. Da? Deci, prin simpla adoptare a hotărârii de solicitare a trecerii, deci noi cerem bun. Consiliul Local decide, în conștiință, dacă e de acord sau nu. Iar ordinea articolului din hotărâre, vă garantez că este conform
reglementul codul administrativ. Dacă vă uitați la articolul 294 al alineatul 7 din codul administrativ, legitorul spune în felul următor. Declararea bunului ca fiind de us sau interes de județean se face prin hotărâre a Consiliului care a solicitat trecerea. Deci, într-o ordine logică, juridică, cronologică, întâi solicit trecerea și după aceea declară bunul de interes de județean. Că degeaba solicit o trecere dacă nu era propusul local trecerea. Și nu mai e interes de județean, nu mai stie. Asta vreau să vă mulțumesc. Da, haideți să răspund și eu. Da, bun, dacă doriți. Domnul director v-a răspuns în cuvinte mai multe, ceea ce v-am rezumat eu scurt. Esența a fost în ultima frază cu prevederea din codul administrativ. Acolo se fie, într-adevăr, este surprinsă situația așa cum ați consemnat în aspect. Dar pentru că a făcut o câteva limbaje în vreme, și mi-a pomenit numele, chiar dreptul la replică, nu a fost vorbă persoana la ora primară. Spuneam în prima mea intervenție că a fost un proiect ambițios și vizionar. Era vizionar pe faptul că încă a înțeles atunci că spitalele vechi sunt depozitarele acelor geni de infecție nosocomiale. Sunt țări în care sunt spitalele sunt limitate la durată de viață. Tocmai pentru că nu pot lucra în acest cu aceste indicii. 50 de ani, 100 de ani, spitalul se dărâmă, se face alt spital. Asta fac țările de voluntare. De aceea spunem că a fost un proiect vizionar și era un proiect ambițios. Pentru municipalitate se facă un spital de asemenea în trecută, nu a fost posibil. Acum, când ne venim, sunt 17 ani, pentru că de urmă. Iar revedor la finanțare de o președinte anticipeze ce vreți spune de asta, eu n-am spus că totalizată este finanțată din municipalitate. Au avut finanțări la guvern, într-adevăr. Mai au bani care sunt neporosiți, dacă ne aducem aminte de prin 2012, sau 200 de miliarde fără neporosiți. Da, așa este. Dar sunt și bani, ai văzut o direcția, ai cetățenii municipiului, care prin taxe și impozite au plătit acum. N-ați zis ce au pus. Haideți să mă explic. Deci, finanțarea Spitalului Municipal din Bacău, fostului Spital Municipal, a fost făcută inițial prin mai multe surse. O parte din fonduri guvernamentale, la început, apoi, și vă spun și suma, dacă nu mă înșel, a fost alocat din fondul de rezervă 10 milioane. Ok. Pe de o parte. Pe de altă parte, și din fondurile Consiliului Județean, așa cum am specificat de la început, cetățenii municipiului sunt tot cetățenii județului. Cum și cetățenii din județ, că mă refer la Ardeoan, că mă refer la Moinești, că mă refer în oricare altă parte de la nivelul județului, sunt tot banii din județe. Și vă spun așa, noi am finanțat până acum, prin hotărârea inițială de Comitet Județean de Situații de Urgență pentru finalizarea celor două etaje, 10 milioane. A doua finanțare este cea de acum, în care cu votul noastră s-a aprobat încă 10 milioane. S-au aprobat niște indicatori tehnico-economici în care undeva se duc la 21 de milioane doar partea de execuție și în care avem o finanțare separată pe dotări de 4 milioane. Deci iată că cei care au votat și care suntem consilieri județeni am decis o finanțare de undeva 24 de milioane. Mai mult decât atât. Putem să facem un istoric a finanțărilor, cât a finanțat într-adevăr Spitalul Municipal, Municipalitatea, direct din buget local. Vă spun, acei bani au fost cheltuiți fără nici un rost, nici eficient, nici eficace, în condițiile în care 14 ani, 15 ani nu s-a finalizat. Lucrările care au fost plătite nu au fost recepționate complet.
Există un proces pe rol, care sper ca municipalitatea să țină în continuare de el, în care spune ce penalități trebuiesc luate și cine este responsabil de acest lucru. Cred că acolo este partea cea mai importantă. Mai mult decât atât, vă spun că dotările au fost luate înainte de a fi spital. Iar o cheltuială inutilă. Adică, eu cred că dacă e să o luăm așa, modul cum s-au cheltuit acei bani, sau modul în care nu s-a finalizat acest spital, trebuie să facă în alt registru trebuie purtată. Noi, ca să avem finalitate, noi acum venim și facem peste lucrările celor care au lucrat inițial. Pentru că nu ai cum. În 14 ani, dacă nu faci o întreținere, în mod evident, și nu este funcțional, în mod evident, se deteriorează toate lucrările. Așa se duce să lăsați. Din păcate. Și știți foarte bine că tot ce-i acolo, noi... Să știți că la nivelul aparatului de specialitate, de la nivelul Consiliului Județean, suntem extrem de riguroși în a constata, am luat un expert să constate toate neconformitățile din cadrul acelui pavilion, acelui fost spital municipal Bacău. Pentru că noi putem finanța finalizarea sau punerea în funcțiune a spitalului, dar nu putem plăti, să zic, lipsa de eficiență economică altora. Dacă e, putem să punem în altă cheie acest subiect. Și în cheia în care, atât timp cât s-au dat bani și nu au avut o finalitate, înseamnă că sunt bani cheltuiți nelegal. Ca atare, tot ce am supus noi la vot, către dumneavoastră, v-am făcut o socoteală simplă, 26-24 de milioane de lei sunt din fondurile Consiliului Județean. 10 milioane de lei, care nici nu știu dacă sunt cheltuiți, cred că mai sunt nu știu dacă mai sunt sau nu mai sunt în fondul primăriei, că nu fac contabilitatea municipiului, sunt de la guvern. Diferența, nu știu care, e plătită probabil din buget local, dacă a fost ce a fost plătită din buget local. Dar vreau să vă spun că este și un dosar pe rol deschis de undeva și către proiectant și către executant de undeva din anul 2018, când era domnul primar Necula la conducerea primăriei. Și încă este în instanță, dacă nu mă înșel. Deci cam asta este treaba. Și referitor la credit, acel credit trebuie să aibă o utilitate. Nu justifică faptul că ținem creditul... Da, și ok, nu trecem acest imobil către domeniul public al județului Bacău. Ce face cu creditul municipiul Bacău? Finanțează ce? Ce nu există? Care este utilitatea din punct de vedere economic al acestor cheltuieli? Cum se va putea justifica în fața Curții de Conturi? Pentru că alocă fonduri sau pe un obiectiv care nu mai există pentru destinația care a fost creată. E o întrebare, cred că, care trebuie să dea de gândit mai întâi municipalității și cred că trebuie pus, așa cum bine spunea și domnul consilier județean și dumneavoastră a spus, toată lumea la aceeași masă și să dăm utilitate fondurilor pe care le-am alocat acestui spital, acestui pavilion cu destinație medicală. Gândiți-vă dumneavoastră la un lucru. Noi totuși, Consiliul Județean, consilierii din Consiliul Județean, au alocat fonduri pe ceva care nu le aparține. Dar care a deservit tot județul, mă refer pe COVID. Cum se justifică din punctul de vedere al municipalității acest lucru? Mai mult decât atât, știu că există, ca să tot să fac cronologia, există un proiect care nu poate continua, un proiect care este angajat de către primăria Bacău, de către municipiul Bacău, care nu poate continua din cauza lipsei avizului de la Ministerul Sănătății. Deci, acel aviz care l-am solicitat pe o adresă comună, că altfel am fi fost acuzați că împiedicăm finalizarea acestui spital. L-am trimis în forma în care mi-a fost solicitată de către municipalitate.
Am trimis, ne-a venit răspunsul, cred că ne-a și arătat foarte corect calea de urmat, nu avem decât să decidem. Mulțumesc, mai era o intervenție din partea domnului consilier județean, vă rog. Da? Nu v-am... Da, după... Îmi cer scuze, adică dacă îi cedați, că eu nu v-am văzut. Vă rog, doamna consilier județean. Microfonul. Și mai jos ca să auzim. Cred că e mai importantă cu mult mai mult decât ceea ce credem noi despre un adevăr asupra unui subiect. În primul rând, știți foarte bine că de la începutul mandatului am militat pentru punerea în funcțiune acestui spital, indiferent de ce formă legală o găseam. L-am adus pe atunci domnul deputat Rafila. A venit de două ori în Bacău, tot pe spitalul municipal. L-am invitat și acum, ne-a expus punctul lui de vedere, ne-a sprijinit și cred că asta este cel mai important lucru, ca interesul Consiliului Județean, în care vă inclus și pe dumneavoastră, este ca acest spital, ca acest pavilion cu destinație medicală să fie integrat în Spitalul Județean și să funcționeze așa cum a fost proiectat prin Școala de Management Sanitar. Să dăm o utilitate acestui spațiu, pentru că nu o să putem să facem primărie acolo. Vreau să fac o corecție mică. Nu știu dacă trebuie să fie în dorința unui edil de a face sau nu face ceva. Trebuie să fie în dorința Consiliului local, a consilierilor locali, a celor care sunt decidenți. Și eu, din punctul ăsta de vedere, fac parte din executiv. Ca și, precum și primarul municipiului care este executiv. Noi trebuie să ne supunem deciziilor dumneavoastră. Faptul că venim cu propuneri pe care dumneavoastră le aprobați și care devin obligatorii pentru noi, de fapt asta este administrația publică. Nu trebuie să stăm în voința unui om, ci în voința decidenților și deliberativului, de fapt. Că a mai fost corectat, dar nu mai este în sală, domnul. Deliberativul este decident în această situație. Deci, dacă mai sunt alte... Așa, domnul consilier județean Silviu Pravăț. Iisus a înviat. Vreau să salut pe toate domnului consilier de vreme și să-i spun că acest
spital a fost făcut din oboliu, pentru că el, în loc să fie făcut în completarea celui județean, el a fost făcut în competiție, neținând seama de nevoile medicale ale județului. Și totodată aș dori să-i dau dreptate domnului consilier Volteanu, pentru că a spus că acest spital a fost un proiect vizionar. Așa este, a fost un proiect vizionar la acel moment, pentru că s-au dat tichete medicale, tichete pentru analize medicale galbene, înainte să se toarne fundația. Mulțumesc! Consilier Județean, prima dată când ești de acord cu domnul Olteanu. Deci e prima dată când e consonanță cu dumneavoastră, domnul Consilier Județean. Domnul Consilier Județean, da. Uitați că ajungem și la... Și la... Am întrebat, dar să știți că deja mi este frică. Vă rog, luați-vă curajul necesar și haideți să vedem cum vă adresați, ca să nu zic o puneți. Dacă erați ordonator de credit la Bacău, nu o puneți. Oricum, tot o prostie. Așa că vă scuzați, dar nu mai vedeți. Hai, măi, dar lăsați-vă. Dar trebuie să-l dau eu. N-am mai apucat. Mulțumesc frumos. Domnul consilier județean, vremea, aveați ceva, era interesant ce spune. Vă rog să adresați întrebarea, nu vreau să zic o puneți. Adresați întrebarea. Nu mai, dar vă rog frumos, insist. Lăsați așa, da? Bine, stimați colegi, lăsând deoparte, ca să mai, nu neapărat că n-am simțit că este o atmosferă tensionată, din contră. E o atmosferă chiar de după sărbători și în care văd că fiecare dintre dumneavoastră s-a concentrat foarte bine pe ședința de astăzi. Pentru asta vă mulțumesc. De asemenea, am văzut că au fost păreri constructive, au fost păreri care țin de, nu de o negociere, de o înțelegere corectă a acestui subiect extrem de important pentru toți locuitorii județului Bacău și eu sper ca în câteva zile, sper, dacă lucrurile vor merge pe o turnură corectă și logică, să ne vedem din nou într-o ședință extraordinară pentru acest subiect. Până atunci, eu vă doresc o săptămână luminată și să vă dea Dumnezeu tot ce este mai bun. Mulțumesc! Felicitări!